Bă, am reușit să deschid programul, în sfârșit, după două ore nenorocite. Și mergem. All hell. Programul, mă rog, însemnând Adobe Premiere Pro. Foarte bun pentru editare. Așa. Ne pregătim intens pentru festivalul DreamHack. Eu împreună cu Duca. Hello. Hei, hei. Așa. Ne uitam foarte sumar, mă rog, pe program, ca să vedem la ce să ne așteptăm de la DreamHack-ul de toamna aceasta. Intrarea se va face undeva la ora 9:30, iar evenimentele vor începe cu ora 11. Iar asta, anume, la zona e-sport, nu în zona scenei, vom avea semifinala de CSGO, Counter-Strike Global Offensive, de la ora 11 până la ora 1. Undeva, dar nu știu cum o să fie pasionații de gaming și la una și la alta. Se vor împărți, bineînțeles, după preferințe. Pentru că la ora 12 începe campionatul de Dota 2. Semifinala, iar asta va fi în zona scenei mari. Unde vom avea parte de streaming. Din partea jucătorilor, cei care vor concura în semifinală. Sezonul 4 la Dota 2 Champions League. Iar asta va ține până la ora 3:30. Ce se mai întâmplă la zona e-sport? La ora 12, cam când începe și campionatul de Dota 2, vom avea Hearthstone. Vom avea parte de semifinală Best of 3 până la ora 2. În același timp începe faza grupelor, cum se va face grupa. Tot la Hearthstone, la zona e-sport, va fi tot așa de la ora 1 până la ora 4, semifinala a doua de la CSGO Best out of 3. Tot la zona e-sport vom avea de la ora 4 în continuare până la ora 19:30, semifinală la Dota 2. Dar mai este, dacă acum te-ai speriat, fii atent. Avem main eventurile. La zona e-sport va fi de la ora 19:30 până la 11, semifinala Dota 2. Așa. Iar am uitat, în zona scenei, de la ora 4:30 până la 8 vom avea semifinală la Dota 2 Champions League. Tot așa. În continuare urmată de marea finală la Counter-Strike Global Offensive, ce ei spun pe acest program că va ține de la 8 până la 11. Wow. Sâmbătă, de 1 noiembrie, vom avea parte de, din nou, marea finală la Dota 2. Vom începe în forță cu finala. La ora 10 până la ora 1. La asta în zona scenei. La zona e-sport avem de la 10 până la 1, finala mică la Dota 2. Iar de la 1 până la 4:30 avem Dota 2 Champions League, locul 4. Un eveniment plăcut tuturor va fi de la ora 4:30 când se încheie Dota 2 cosplay-ul. Ce facem noi la DreamHack? Ne vom distra foarte tare cu organizatorii evenimentului. În primul rând vom avea discuții cu organizatorii, cum au reușit să aducă DreamHack în România. Chiar suntem foarte curioși cum au reușit, pentru că se ocupă în principiu cei de la Computer Games. Avem foarte mare activitate în zona e-sport în ziua a doua de festival, bazată pe League of Legends și Hearthstone. Totul se încheie cu League of Legends marea finală, ce va începe la ora 9 și va ține până la ora 12. Duminică, ultima zi de DreamHack, începe la ora 10 cu desemnarea locului 3 din finală de la Dota 2 Champions League. Avem în zona e-sport Cupa Liceelor, ce a fost prezentă și în edițiile anterioare,
de League of Legends. Țin să menționez că finala din Cupa Liceelor se va ține doar în zona e-sport, nu cum a fost într-o ediție precedentă, unde s-a ținut ca main event în zona scenei. Marea finală de Hearthstone va fi prezentată pe ecranul mare în zona scenei. Iar după marea finală de Hearthstone vom avea din nou ediția a doua de cosplay. Asta de la ora 5 până la ora 6, doar o oră de cosplay din păcate. Iar de la ora 6 până la 10 și jumătate vom avea marea finală la Dota 2 Champions League. Noi vă așteptăm la DreamHack. Pentru mai multe detalii, să știți, dacă nu cumva v-ați luat bilet și ați fost pasionați de acest festival, vă găsiți cele mai multe detalii pe pagina oficială de la festival, DreamHack.ro Masters. Eu și cu Duca o să fim acolo. Dacă vreți să ne puneți și mai multe întrebări, o să ne găsiți și acolo, ne mai găsiți și în mediul online. Numai bine, o zi frumoasă și ne vedem la DreamHack. La revedere! La revedere!